În Apocalipsa este scris să fie adusă slavă celui ce șade pe tron și mielului și de data asta să slăvim pe Tatăl și pe Fiul pentru Duhul Sfânt care ne l-a dat. Și fie ca Duhul Sfânt să vă fie dat tuturora după măsura, după harul Domnului Iisus Hristos, după darul Său. Aici am citit din cuvintele Domnului care spunea, am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta, până când urma să vină Mângâietorul. Aș vrea să spun câteva adevăruri sfinte sub titlul Lucruri posibile numai prin Duhul Sfânt. Lucruri posibile numai prin Duhul Sfânt. Noi suntem oameni, avem limite care așa bine ni le știm și sunt lucruri de care avem nevoie și pe care noi nu le putem produce prin noi înșine. Spunea Elihu când a îndrăznit și el să vorbească, a vrut să lase întâi bătrânii să spună, poate au acumulat ceva și dezleagă enigma lui Iov. Dar își dă răspunsul și spune, de fapt, nu numărul de ani aduce înțelepciune, ci suflarea care vine de la Dumnezeu, numai Duhul lui Dumnezeu poate să dea lumină. Când Petru a ieșit în față cu un răspuns frumos și când toți oamenii își dădeau cu părerea cine ar fi Domnul Iisus Hristos, că seamănă cu un profet, că e cel mai, știu eu, un mare proroc, cum spuneau, Petru spune, tu ești Hristosul. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, scrie în Matei 16, asta nu carne și sângele te-a învățat, adică nici mintea ta, nici vreo altă emanație umană n-a putut să izvodească această cunoaștere, ci numai Duhul Tatălui. De aceea am zis de la început, pentru ceea ce vine de la Tatăl și pentru ceea ce vine în urma realizărilor Domnului Iisus Hristos. Că spune în Evanghelie după Ioan în capitolul 7 că Duhul Sfânt n-a putut fi dat, citesc 7 cu versetul 39, fiindcă Iisus încă nu fusese proslăvit. Și Petru în predica din ziua cincizecimii spune în Fapte capitolul 2, versetul 33, și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt pe care l-a turnat și în ce vedeți și auziți. Și în cuvântul citit spunea foarte clar Domnul Iisus că Duhul Sfânt va face posibile aceste lucruri imposibile pentru noi și a zis, El mă va proslăvi pentru că va lua din ceea ce este al meu, că Duhul Sfânt nu operează cu propriile valori, cu propriile proiecte, ci sunt ale Domnului Iisus, că prin El și pentru El au fost făcute toate, scrie în Coloseni 1. Și Domnul Smerenia, e bine cunoscut, a zis, de fapt nu sunt ale mele, tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că ea dintre ale mele, ca Tatălui erau la El. Așadar, prin această filiere binecuvântată de la Fiul, de la Tatăl, prin Fiul, în execuție tehnică, prin Duhul Sfânt, dea bunul Dumnezeu să ajungă cu bine la noi. Noi să le putem primi și să le putem păstra. Doamne, ajută! În primul rând, citindu-vă din 1 Corinteni, capitolul 2, ca lucruri posibile numai prin Duhul Sfânt, citesc întâi ca să extragem împreună ideea, bine? Să nu enunț eu înainte. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, deci necunoscută, pentru că a fost ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Deci dacă oamenii de atunci, Pilat și ceilalți, hai să zic că el nu știa prea multe, dar Ana, Caiafa, toți ceilalți cărturari, farisei care l-au închetat de atâtea ori pe el și pe alții care au fost în preajma sa, dacă și-ar fi dat ei seama cine-i Domnul Iisus Hristos, cum spunea el femeii la fântână, dacă știi cu cine stai de vorbă, n-ar fi făcut greșeala fatală, omenește vorbind, să-l omoare, dacă ar fi știut cine este. Dar n-au știut. Și apoi scrie de la versetul 9 în continuare, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit, nu sunt perceptibile prin gândirea noastră proprie umană,
Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc, nou însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni. Cum am spus, lucruri posibile numai prin Duhul Dumnezeu. Nimeni nu cunoaște lucrul lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Cred eu că acesta e cel mai mare lucru posibil și benefic și necesar nouă, să cunoaștem tainele mântuirii lui Dumnezeu. Și asta se poate numai prin Duhul Sfânt. Mulțumim Domnului că ni s-a descoperit și nouă, frați și surori, faptul că suntem în adunare, e o dovadă că Dumnezeu s-a milostivit de mintea noastră și ne-a picurat din înțelepciunea Lui. Altfel am fi făcut filozofie și dacă trăiam cât cei din primele generații și tot nu pricepeam. Că spunea Domnul Iisus Hristos, scrie în Ioan, în Matei 11, te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Cum zice Dorz într-o poezie, pentru cei înalți și mândri, Doamne, ești de neatins. Dar atât de mic ești, Doamne, și atât de apropiat pentru cel ce te primește într-un cuget nestricat. Mărit să fie Domnul. Așadar, să binecuvântăm pe Domnul pentru aceasta, că am putut să înțelegem tainele mântuirii. Zice în 1 Corinteni 1, aici pe pagina din stânga, că propovăduirea asta a crucii, vestirea morții Domnului Iisus Hristos ca lucrare ispășitoare, cum e privită de oameni? Ca o nebunie. Nu înțeleg nimic. E cum zice în Isaia, îi dai la unul cartea și spune, nu pot, că e pecetruită. Desfaci pecețile și îi dai la altul și citești și spune, dar nu știu citi. Cam așa e cu lucrurile sfinte. Unii spun că adică unii cred că n-au atâta carte și nu o pot deschide și alții o deschid, dar nu pot citi, că nu-i pe limba lor. Că asta e limba Duhului Sfânt și numai Duhul Sfânt ne poate da pricepere să putem citi. Slăvit să fie Domnul! Am avut ieri la noi la biserică botez și între cei 36 de candidați, 7 au fost din afara sferei bisericii noastre. Între altele, a fost botezat un bărbat de 42 de ani care nu și-a cunoscut tata și mama. Noi obișnuim într-un tabel așa să trecem ce religie de proveniență are. Dacă nu și-a cunoscut tata și mama, ce să spună că ce-a fost tata și mama? Ortodox, catolic, păgân, ce a fost? A ajuns la adunare așa printr-o întâmplare, am putea spune noi, bizară. Că venea de la serviciu cu plasa în mână și l-a prins ploaia și n-avea umbrelă și cea mai apropiată ușa a fost cea a adunării. Și omul încet, încet a început să citească și le dăm o fișă să completeze ca autobiografie și a scris încă pe o pagină anexă. Și m-a atras scrisul lui foarte caligrafic. Zice, îmi place să scriu și mi-a spus ceva ce n-am auzit până acum. Am scris toată Biblia cu mâna mea. Că sunt câțiva ani de când a început să umble la adunare, până acum s-a hotărât să boteze. A scris toată Biblia cu mâna lui. Dar vă rog, rețineți, dacă nu lumina Duhul Dumnezeu, putea să o scrie de 70 de ore. Dar Dumnezeu s-a îndurat de el. Asta, repet, este posibil numai prin Duhul lui Dumnezeu. Altfel, oamenii vin, admiră, alții spun că cei din Atena asupra acest lucru te vom asculta altă dată. Sunt uneori copii de ai noștri, le explici, numai nu pricep. Unii mai răzvrătiți întorc spatele și pleacă, alții cât de cât mai cumini stau pe aici, dar mi se pare că vestim niște limbi străine. Dar când le cucerește inima Duhului Dumnezeu și vine peste mintea lor, dintr-o dată pricep. Mărit să fie Domnul pentru această cunoaștere binecuvântată a tainelor mântuirii. Să înțelegem că nu-i ceva vizibil, nu pot să vă arăt o machetă, n-am probe de laborator.
N-am analize medicale să identificăm chestiuni de genul acesta, să luăm sânge, să vedem care e născut din nou, care nu e născut din nou. Dar Duhul lui Dumnezeu ne face serviciul acesta. Și scrie și în versul 12, și noi n-am primit Duhul lumii, că ăsta nu ne ajută, ba ne încurcă. Ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin Harul Său, mărit să fie Domnul. Mulțumim așadar Tatălui Ceresc pentru această ofertă binecuvântată. Scrie despre lucrarea mântuirii pe care acum noi o pricepem, că ea a fost scrisă în Biblie, tot prin Duhul Sfânt, scrie în 1 Petru 1:10, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstra vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimii lui Hristos și slava de care avea să fie urmată. Pentru că totul a fost posibil de la profețiile primele până la împlinirea ultimilor, așa cum scrie în Apocalipsa 10, că se va împlini toată taina lui Dumnezeu în perspectiva împărăției sfinte. Mărit să fie Domnul pentru acest plan al mântuirii, descoperit nouă numai și numai prin Duhul Sfânt. Amin. Un al doilea lucru posibil prin Duhul Sfânt și aș putea spune numai prin Duhul Sfânt. Vedeți, oamenii fac fel și fel de calcule, studii, să analizeze ce se va întâmpla, evoluția cosmosului, a bolilor, de exemplu, a politicii, a vremii și mai aproximează ei, dar nu este nimeni care să facă anumite preziceri concrete. Mai se laudă oamenii cu Nostradamus, cu știu eu cine, cu alții nume care nu merită pomenite, că au spus ceva ce va fi, sunt în stare oamenii să alerge la vrăjitori și sunt atâtea practici în religiile păgâne și practici în prezent să afle viitorul. Și sunt atâtea scrieri în profeții în care Dumnezeu le spune, aduce viții profesioniștii să spună. Știți, scrie în Daniel capitolul 2 că a avut împăratul un vis și ce a mai rămas? Ideea că a avut un vis. Și dorința să afle ce a visat, dar nu era destul. Să-i spună ce semnifică asta. Și a chemat pe toți haldei. A spus, nu se poate, asta numai zeii. Bine că au recunoscut adevărul. S-a rugat Daniel și ceilalți și Dumnezeu le-a descoperit. Și ce s-a întâmplat de atunci încoace și ce urmea să întâmple până în capăt, exact așa? Exact așa. Criticii Bibliei spun, nu se poate cartea Daniel să fi fost scrisă în secolul 6 înaintea erei noastre. Pentru că sunt prezise cu prea mare exactitate evenimente care s-au consumat în secolul 2, 3, 4, 5. Cum? Trebuie să fie date istorice, nu date istorice, date profetice. Istoria scrie în urmă din ce a mai rămas. De regulă, istoria o scriu învingătorii. Și ce au pierdut, săracii, nu are nimeni să le apere drepturi. Nu sunt avocați pentru morți. Dar Dumnezeu a spus dinainte ce va fi. Și știți că sunt o serie de creștini ca și noi care spun că nu mai este nevoie de profeți, că acum s-a încheiat Biblia, s-a scris canonul, avem Biblia întreagă, gata, nu mai este nevoie. Dar ascultați-mă ce vă citesc din Noul Testament, de exemplu din Fapte, capitolul 11, versetul 28. Au venit niște proroși din Ierusalim la Antioh, erau din ei numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul. Asta e expresia cu care am treabă în această seară, prin Duhul. Că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Și la ce ajută informația asta? Ajută, ca și aia din Egipt, cum să ne ajute? Că altfel, cum se făceau provizii? Cum era salvată națiunea și altele din jur? Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui în ajutor fraților care locuiau în Ierusalim, ceea ce au și făcut. Deci iată folosul unor astfel de profeții.
Și acum vă întreb, dacă mai vine vreo foamete dimineața la noi la biserică, a fost un mesaj prin fratele Liviu Eugeniuc, că vor seca din izvoare și pâinea se va împuțina. Și noi trebuie să știm, și am auzit și alte profeții, deși a explodat, de exemplu, piața imobiliară, nu mă amestec, eu fac doar o referire tangentă, dar vor veni crize. Duhul Sfânt spune dinainte. Fratele Vasile Moloci, la începutul anului trecut, avea bilet să meargă în America. Și Duhul Sfânt îi spune, nu te duc, că rămâi acolo, nu te poți întoarce când vrei. Și-a spus la copii, măi, nu vin. Păi unde sunt cei care spun că e gata, s-o încheia Biblia, dar scrie în Biblie ce urma să întâmple în 2020 și în 2021? Păi nu scrie. Astea nu pot fi înțelese, cunoscute, decât prin Duhul. Și când a apărut pandemia, zice, ei, tată, vezi, asta a fost problema. Și câte alte mesaje care ne vin în ajutor ca și națiuni, ca și oameni, în mod particular, scrie, aici a fost un mesaj pentru toți cu foamea, nu? Dar scrie tot în Fapte, de exemplu, în capitolul 21, versetul 4, ucenicii prin Duhul, expresia la care fac referire, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Și același Agab scrie apoi de la versetul 10, a spus de 11, iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela căruia este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Deci iată cum Domnul poate să spună totul dinainte. Mă știți cum suntem noi, am vrea să ne spună tot. Am sta zi și noapte, ochi și urechi, să ne profețească tot ce va fi de acum înainte. Îmi vine în minte, îmi spunea un frate din județul Cluj, era în perioada aceea dinainte de Revoluție, el vorbea cu o fată în vederea căsătoriei și programase cam când a fost Revoluția să vină fata undeva din alt capăt de țară aici la el. Și mama sa care era proroc îi spune, nu vine fata încoace. Păi cum să nu vină? Păi mi-a spus domnul că București e blocat și gara de nord nu funcționează. Mamă, aici mai mare gara, ai fost în gara de nord? Păi nu am fost, dar a fost Duhul Dumnezeu cu anticipație. Și n-a mai venit fata încoace. Banca îi spune Dumnezeu unei femei în vârstă, că e interesant, nu? Ce se va întâmpla cu națiunea Israel și cu o casa preoțească, îi spune Dumnezeu unui copil, aici îi spune Dumnezeu unei femei în vârstă. Zice, se schimbă președintele ăsta. Și nu i-a spus cum îi cheamă pe următorii. Mi-au comparat pe fiecare cu un copac, cu ce fel de copac. Pe unul l-au comparat cu o salci, pe unul cu un stejar și pe unul cu un frasă. Nu vă frământați care, cine a fost. Eu mă fac referire numai la felul că Dumnezeu poate să spună dinainte, prin Duhul, tot ceea ce urmează. Dar rețineți cum am spus, nu ne spune chiar tot. Și avem nevoie. Uneori ne spune codificat, alteori ne spune pe direct, cum a spus Ieremia, rămășiților lui Israel, Ieremia 42, nu vă duceți în Egipt. Așa e că e culmea. Le-a spus pe față, le-a spus de ce, le-a argumentat profeția, știți ce au zis, scrie apoi în capitolul 43. Minți! Nu Dumnezeu te-a pus să ne spui. Pentru că toate astea se leagă. Degeaba se descoperi viitorul prin Duhul, dacă n-ai tu alte lucruri prin Duhul. Degeaba e misia bună dacă nu-i recepția la tine. Ce folos? Că nu se aude. Sau cum spuneam înainte, nu se înțelege. Mulțumim Domnului pentru descoperirile care le face. Pe termen lung, pentru mulți sau pentru puțini. Repet, asta poate, asta știe, numai Duhul lui Dumnezeu. Scrie în cartea prorocului Isaia, vă citesc din capitolul 44, versetul 25, eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori. Fac pe înțelept să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Deci în ce privește viitorul, fie că sunt vorba oameni de oameni înțelepți care pot să facă niște calcule, fie că e vorba de acest proroc cu predicțiile lor. Domnul le anulează. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei. Mărit să fie Domnul. Dumnezeu nu doar că știe, are și putere să controleze cu lux de amănunte să se împlinească și asta la vreme potrivită. Slavă Domnului! Și pentru această lucrare, care așa cum spuneam, se poate numai prin Duhul lui Dumnezeu. Altceva ce se poate face prin
Duhul. Mă întorc la 1 Corinteni, capitolul 2. Scrie aici în continuare a versetelor citite, de la versetul 13, 1 Corinteni 2 cu 13. Tare m-aș bucura asta să fie valabil și pentru mine în seara asta. Și vorbim despre ele, despre tainele lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Pentru ca oamenii să poată transmite corect cuvântul lui Dumnezeu, vorbim aici de predicare, nu de profeție, este nevoie ca transmiterea mesajului să aibă loc prin Duhul. Și vă rog, rețineți, nu-i vorba aici numai de o explicație cu un enunț frumos, de o predică aranjată, ci este vorba de o putere care vine prin cel ce transmite mesajul dacă este conectat la Duhul lui Dumnezeu. După cum în lumea ocultă, anumite cuvinte magice sau anumite alte lucrări ce le fac vrăjitorii sunt sub influența acelor duhuri, la fel, lucrarea de predicare autentică, o lucrare cu succes, care să se lase cu mântuirea oamenilor, cu schimbarea vieților, se poate face numai prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, dă harul acesta tuturor predicatorilor. Ca să nu fie ceva doar așa de factură omenească. Spune și Petru, în același ton cu Pavel, 1 Petru, capitolul 1, versetul 12, lor, adică profeților, cum scria în versetele anterioare, le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum, atenție, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. Și scrie în Fapte 13 că Duhul a zis cine să plece misiune, că Duhul le-a dictat traseul și Duhul le-a dăruit și cuvântul necesar. Poate ați citit sau ați auzit de întâmplarea aceea din viața fratelui Vasile Hozan, când s-a ridicat într-o adunare și nu-i venea ce să zică, pentru că e foarte important pentru un predicator să știe, eu așa mă rog, Doamne, dă-mi un cuvânt și apoi îmbrac acel cuvânt în cuvinte, cu alte cuvinte, Doamne, dă-mi Tu textul și dă-mi întreg conținutul predicii. Și fratele nu-i venea ce să zic. Și la un moment dat a început să zic așa, sacadat, aparent fără o logică, unii primesc bani în numele Domnului să cumpere Biblii. Dar de la ei citire, pe lângă Biblie își cumpără o motocicletă la gând că merg în misiune. Apoi mai rămân bani și dă să cumpere lemne la adunare. Mă, poate greșesc ceva, dar asta e ideea, așa? Dar când se despice lemnele, sare o așchie în ochi și sparge ochiul. Era cazul unuia dintre cei din conducerea bisericii de acolo. N-a spuneți mie cu mintea, putea să spună omul așa ceva? Acum aici există o interferență, e foarte apropiată uneori predica de profeție. Și uneori avem astfel de segmente profetice în predică, dar eu cred că Dumnezeu a folosit acea introducere printr-o prorocie ca apoi să facă mai credibil mesajul. Și cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, fie în postura de predicator, mă refer la frații care îi folosește Domnul în cuvânt, fie în postura de ascultători, ca predicatorul să spună exact problema ta și să-ți atingă exact rana ta. Îmi spunea un frate din județul Argeș. Era întoarsă la Domnul numai soția. El disprețuia calea Domnului, avea oarecare funcție în societate și a avut cruce cu el. Dar într-o zi de joi spune, vreau să vin și eu la adunare.
El a zis, Doamne, dar acum vine, să vină într-o seară de evangelizare, când avem formații și este un predicator și tema ca atare și este un cadru, nu? Uneori vrem să-L impresionăm pe Dumnezeu prin designul nostru. Sau oamenii să-i câștigăm. Da, dacă a vrut să vină, cum să-i spună să nu vină, cât de atâta vreme l-a rugat să vină. A venit, ea s-a rugat, sărmănuța, a pus tot sufletul și l-a întoarce spre casă și spune, mă pocăiesc. Te pocăiești? Dar spune și mie, ce te-a mișcat, că până acum ai fost împietrit? Păi știi, a numit pe unul să dea, eu zis îndemn, deci eu nu știu ce era, îndemn la rugăciune. Eu aveam în mintea mea niște întrebări și mi-a răspuns la acele întrebări în ordinea în care au pus în mintea mea. Asta este predicarea prin Duhul. N-a fost vorba de a descoperi tainele, de a lămuri ceea ce vine de la Dumnezeu în ce privește mântuirea. Și omul dintr-o dată să priceapă și să spună, uite apa, ce mă împiedic? Cine a trimis pe Filip acolo? Păi Duhul, dar ce l-a lăsat fără însoțire? Duhul l-a sprijinit pe Filip până în capăt și predicarea a fost prin Duhul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Bine ar fi și cântarea să fie la fel, măi, fanfariștilor, așa să-i străpungă, știți? Să fie aleasă așa, să fie unsă și poezia și toate, ca să aibă ecou acolo, să fim într-o stare în care să spunem ca predicator, ca și slujitor, Doamne, dacă vrei să ne folosești, suntem aici. Nu suntem decât niște vase goale, am vrea să fim vase curate, și să pui tu puterea ta în noi, această putere nemaipomenită, cum scrie în Corinteni, și oamenii care aud să priceapă, să înțeleagă și să se desprindă din cursa diavolului, cum spunea 2 Timotei 2, să facă voia Domnului, să vină la mântuire, mărit să fie Domnul. Să doriți astfel de slujitori care au această însoțire a cuvântului, cum scrie în finalul Evangheliei după Marcu. Pentru că altfel oamenii vor aprecia, vor spune, da, are stil, are vocație, are carismă, are cunoștințe. Da, dar este nevoie, mai presus de toate, de lucruri care, repet, se pot face numai prin Duhul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Așa am citit în 1 Corinteni și 1 Petru, capitolul 1, Doamne, ajută-ne, Doamne, dă-ne izbândă, amin. Vreau să trec mai departe la a vedea altă lucrare care se poate face numai prin Duhul. E ceva ce urmează după predicare. În Roman, la capitolul 8, hai mai întâi capitolul 5, scrie aici în versetul 5, spuneam că mă opresc la expresiile prin Duhul. Însă nădejdea aceasta, e vorba de nădejdea mântuirii, chiar prin încercări, odată cu biruința este sporită, nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vă rog, rețineți, cunoștința ne vine prin Duhul, dar tot prin Duhul ne vine puterea de trăire, de împlinire a acestor lucrări dumnezeiești. Ce lecții să le spunem noi la oameni ca să iubească? Într-o lume în care, cum zice 1 Ioan capitolul 3, nu vă mirați dacă vă urăște lumea, ură e ceva specific. Lumea acesteia, fiecare e pentru sine. Dragostea înseamnă să trăiești pentru alții, să dăruiești, începând cu familia, frățietatea și până la iubirea de oameni. Asta nu se poate numai prin Duhul Sfânt, zice în Galateni capitolul 5 și faptele firii pământești, la versul 18 sunt cunoscute și sunt acestea, dar nu-i trecută lista întreagă, numai câteva acolo, zice și altele asemănătoare cu acestea. La 22 spune așa, roada Duhului dimpotrivă este și cu ce începe? Cu dragostea. Aveți careva probleme că nu puteți iubi? Măi, unii nu se descurcă să iubească pe cei din casă. Ce să mai spun de dușman? Sau spună că la mine și în casă și dușman. Deodată, sau amândouă, nu? Nu contează că e în casă sau
în vecinătate sau îl întâlnești doar așa, sporadic pe cineva. Asta spunea Domnul Iisus, că păcătoși știu și iubi și ei la schimb. Știi? Nu? Când e cald afară, la toată lumea e cald, nu? Dar să înghețe ceilalți și tu să n-ai probleme cu frigul, asta e minune, nu? Toți să urască, e ceva generalizat, fiecare să dorească pentru sine și tu să fii deschis, dăruitor. Ba încă, asta e minunea dragostei întreagă. Ce scrie după dragoste acolo la roada Duhului Sfânt? Pacea, bucuria, adică să iubești și nu să rămâi așa foarte liniștit. Am făcut doar ce eram dator să fac, așa ca o slugă credincioasă. Ba încă să te și bucuri. Și dragostea asta să nu fie numai una declarativă, cum spune unul în capitolul 3, copilașul, să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Și scrie acolo mai departe în listă că e facerea de bine, e bunătatea, e blândețea, maniere și orice altceva firesc ar putea manifesta, la urmă vine CTC-ul cu înfrânarea poftilor și totul e păstrat în regulă. Spuneți-mi mie, poate cineva să aibă această manifestare în afară de prezența Duhului Dumnezeu? Păi poate, dar așa pe alocuri, din când în când și cu cine vrem, nu? Dar în mod plenar, asta nu se poate. Numai prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, lasă-L peste noi. Ce dorim mai mult, să predicăm prin Duhul și să vedem cum se predau oamenii sau să trăim prin Duhul? Zice la Galateni, capitolul 5, de unde tot am amintit acolo după versetele acelea cu faptele firii și cu roada Duhului, 5 cu versetul 25, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, Doamne, ajută-ne! Asta este o mare frumusețe, să vezi oameni schimbați, care au această manifestare. Asta ne-am dorit, băieților, când vă căsătoriți, să constate nevestele voastre că declarația aceea de dragoste nu a fost doar așa, știi, e diferență între m-am îndrăgostit de tine sau te-am îndrăgostit de mine. Dacă iubesc pentru ceva sau iubesc pentru că iubesc, nu? Cine nu și-ar dori un asemenea băiat sau ce băiat n-ar vrea o fată care să fie cu adevărat duhovnicească, declarații, simpatii, astea se găsesc la piață. Le avem și noi, ceea ce este natural, e biologic, suntem umani. Dar adevărata dragoste care vine numai prin Duhul, aceea iubește, cum spune la 1 Corinteni 13, că l-ai pus acolo între darurile Duhului Sfânt și manifestarea lor în biserică. Nu se mânie, nu se laudă, nu se gândește la rău. Cum se facă dacă nu se gândește, nu? Nu-ți vine ideea. Rabdă totul, suferă totul. Se poate astea fără Duhul lui Dumnezeu? Păi nu se poate. Mulțumim Domnului Iisus că a vorbit cu Tatăl să ne trimită prin Duhul și asta. Bună idee a avut Dumnezeu. Dacă asta nu ne dădea, era greu de suportat în biserică. În lumea asta atât de rea. Cum să trăim atât de frumos dacă nu se realiza minunea asta prin Duhul? Poate ați auzit relatarea aceea, fratele Tudoraș, am auzit-o. Avea pe cineva pe care era greu să-l iubească. Știu eu ce-o fi făcut. Unii nu neapărat pentru lucruri mari ne scandalizăm. Depinde cât e gradul de ispitire. Și se ruga, Doamne, vreau să-L iubesc, risc să-L urăsc pentru ceea ce a făcut sau pentru ceea ce continua să facă în mod rău, deranjant. Și într-o noapte a sunat telefonul, avea din ăla fix cu fir, s-a dus deschis în vis. Și s-a spus aici sus, iubește. Și a simțit cum se inundă inima. Și a mai spus încă o dată, iubește pe toți. Și povestea dumneavoastră, l-am auzit cu urechile mele, că își dorea să spună, Doamne, nu mai spune încă o dată că îmi pleznește inima de atâta iubire, nu mai încape. Și dimineața, minunea, când s-a trezit, atâta dorea să-l găsească pe omul ăla. L-a îmbrățișat, uita la el, băi, dar nu mă mai ciudă de pe el deloc, măi. Nu-l mai urăsc. Nu simt nevoia să mă mai stăpânesc, să nu-i zic așa, îl iubesc. Asta, repet, nu se poate decât prin Duhul.
Dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, mărit să fie Domnul. Să ne dea Domnul întreg pachetul acesta. M-a sunat un frate și a zis, probabil acum cu sărbătorile vreau să predic de acolo. Zice, faptele firii sunt trecute la plural. E fapta 1, 2, 3 și nu-i N. Dar zice, la Duh scrie numai una, că e roada Duhului. Cum vine asta? Și așa mi-a venit să-i răspund, spun și dumneavoastră. Zic că faptele firii sunt mai multe, că Duhurile sunt pe soiuri. Duhurile sunt diferite. Un Duh se ocupă cu una, alt Duh se ocupă cu altă prostie, cu altă nebunie. Dar Duhul lui Dumnezeu e unul singur și El când vine, păi nu vine sărac. Să-ți aducă numai una și celelalte spune, n-am pus în pachet și asta. Dar de unde? Vine cu întreaga gamă. Te înnobilează, așa, Doamne, să faci și cu noi. Că pe cât e de drept că Tu nu obosești iertând, pe atât e de drept că ți-e nu-ți pare rău de darurile date, de chemarea făcută și poți să mai dai că Tu ești desăvârșit în toate și bogat, mărit să fie Domnul. Cum scrie, pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, e bogat în această bunătate, s-a îndurat de noi, ne-a născut din nou în această viață sfântă în care putem să iubim și să trăim frumos. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze în toate acestea. Amin. Aș vrea o altă lucrare care, cred eu, se poate face de asemenea tot numai prin Duhul. Măcar că aici avem de a face cu o diversitate de lucrări, vă citesc din Zaharia, din capitolul 4, vă reamintesc momentul istoric. Vă place istoria sfântă? Cam câți ani de la creație până acum, știți, da? Așa măcar în linii mari, că de la Adam până la potop au fost 1600 de ani, că Avram s-a născut acum 2000 de ani înainte erei noastre, că evreii nu sunt păreri cu exodul târziu sau timpuriu, 1500, 1200 și ceva, s-au dus în Canaan după 400 și de ani de robie. Așa David a fost pe la anul 1000 înaintea Domnului Iisus Hristos. Dar, în fine, ajungem la anul 586, dărâmarea templului și a Ierusalimului, robia babiloneană. Și scrie în Daniel capitolul 9 că s-a uitat profetul în cărți că 70 de ani vor trece și Domnul va întoarce pe evrei înapoi. De fapt, datarea apare din 66-65 de la prima deportare, de la urcarea pe tronul Nebucadnețar. Și a venit vremea să se întoarcă evrei și să reconstruiască templu. Dar erau săraci. Pe deasupra aveau un potrivitor, cum scrie în cartea Ezra, că s-a zădărnecit reconstrucția. Și la un moment dat Dumnezeu vine și vorbește prin doi proroci, Hagai și Zaharia, căror cărți le avem între profeții mici, apucați-vă și zidiți. Și ei ca oameni s-au gândit, Doamne, dar resurse nu sunt, relații nu avem, ce șanse avem? Și vine cuvântul acesta, Zaharia 4:6, partea a doua versetul. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cum adică prin Duhul Domnului? Păi scrie în Hagai, scrie și aici în Zaharia, că au prorocit doi oameni. Și hai să vă citesc numai din Hagai asta, 1:14, Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, ăsta era administrator, și Duhul lui Iosua, care era marele preot, și Duhul întregii rămășiții a poporului, așa că ei au venit, s-au pus la lucru. Dintr-o dată s-au mobilizat. Și Dumnezeu nu s-a oprit aici. S-a trimis reclamație. Și când au venit cercetările, venise vremea să intre Duhul Dumnezeu în lucrare. Se caută în arhive și vine o scrisoare de la împărat că la dușmanul proroc o scris-o. Reclamația. Băi, nu numai să-i lăsați. Trebuie să-i și ajutați, responsabilitatea ăștia. Și iată cum se face prin Duhul lui Dumnezeu că toate se adeveresc și lucrează mărit să fie Domnul. M-am avut parte în ultimele 3 săptămâni de o experiență deosebită. Nu vă spun toată, că dumneavoastră dați pe internet și află toți. Numai așa ca idee spun. După ce a plecat scumpa mea la Domnul, mi-au rămas 2 copii necăsătoriți. Și atâta frământare am avut, spuneam că, atât din punct de vedere faptului că fiind singur, cu ea altfel mă sfătuiam, dumneavoastră cunoașteți, ea avea și
dar profetic de la Domnul, era și mai îndrăzneață ca mine în unele privințe. Și tot m-am frământat eu, Doamne, cum va fi? Și tot ne-am rugat și ne-a rugat și băiatul ăsta, ani în șir, s-a rugat și a postit pentru căsătorie. Și nimic, nimic, nimic. Și au fost niște mesaje care s-au împlinit nu cu precizie matematică, astronomică. Și totul s-a rezolvat în 3 zile cu lux de amănunte, cu încredințări din alea după definiția credinței. Și am zis, Doamne, dacă ar fi să vă povestesc cândva în detalii, așa ceva oamenii nu puteau să facă. Eu să fiu convins, băiatul meu să fie convins, nora să fie convinsă, tot în 3 zile. Vă rog, rețineți. Fără să ne vedem niciunii, nici măcar în poză. Și am ajuns la convingerea că atunci când face Dumnezeu o lucrare, când se întâmplă ceva în lumea spirituală, lumea materială, fizică, se armonizează perfect. Nu mi-a rămas decât să constat, să văd când cei doi se vor vedea, cum va fi. Dar când lucrează Duhul lui Dumnezeu, e cum scrie în Eclesiastul 3, nu mai trebuie nici adăugat, nici scăzut. Și uneori ne lasă Dumnezeu pe noi să trudim și socotim și recalculăm și ni se pare și iar nu ni se pare. Și nu știm dacă mergem după majoritate absolută sau după majoritate simplă, trebuie 66%, trebuie 50% numai plus 1. Dar când face Duhul Dumnezeu o lucrare, fie că e vorba de adunare, fie că e vorba de o căsătorie, fie că e vorba de o problemă în țară, cum scrie în 2 Împărați, capitolul 7, a zis prorocul, mâine se va vinde cu atâta și cu atâta. Și ce-o zis unul de acolo? Păi, mi-mi fuge mintea, n-ai cum! Și Dumnezeu ce a făcut? Un șuierat în tabăra sirienilor. Întotdeauna mi-a părut interesant când citesc acolo. Că au fugit, nu mă mir. Dar știți ce mă mir? Că au lăsat și cai și măgari acolo. Păi dacă tot vor să fugă, se fugă cu animale, nu? Da, de asta trebuia lăsate ca să ajungă cu marfa la piață la timp, să împlinească prorocia, măi. Că dacă Dumnezeu a făcut ceva, păi regizat totul cu lux de amănunte, nu că asta da și asta nu. Sunt lucrări care Dumnezeu le face și astea toate se leagă. Și profeția, și predica, și toate lucrările. Citeam într-o cărticică, de fapt era o predică a fratelui Erlo Stegan din Africa de Sud. La un moment dat a vrut să dedice, așa cum pe principiu din fapte, numai slujirii și a pus ceva administratori acolo la misiunea de la Vaza Sezabando. Și oamenii respectivi s-au rugat, era spre toamnă, și i-au venit la fratele și au spus, te rugăm să ne aloci fondurile necesare, să cumpărăm, pare mi se, 5 camioane de cartofi să semănăm. Păi, de ce vreți acum cartofii pentru la primăvară? Nu, acum vrem să semănăm. S-au gândit, băi, ce oameni am pus eu să ocupe de administrație care vor să semene cartofi toamnă. Băi, oameni buni, dar nu știți voi aerieni? Da, știm. Știm ce sezon este. Dar ne-am rugat și Dumnezeu ne-a spus că mă trebuie să semănăm 5 camioane de cartofi. Acum, pentru că îi cunoștea și pentru că au insistat, pare-mi că le-a dat bani de un camion sau de două, să nu greșesc cu matematica asta. Și a fost o iarnă atât de ușoară, încât cartofii aceia s-au făcut de minune, n-au înghețat, și dacă le dădea de 5 camioane, era bani cât aveau ei nevoie. Vă dați seama să ai cartofi, așa, din zonă, când nu-i sezon, din potrivă, în sezonul invers. Zic, băi, dar de ce n-am ascultat, măi? Și uneori ar face Dumnezeu anumite lucrări, dar n-avem îndrăzneala să ne dăm pe mâna Lui dreptui și să-L lăsăm să lucreze. Doamne, fă-ți lucrările potrivit planului Tău. Dar uneori Dumnezeu ne ia înainte așa și le îndeplinește pe toate după puterea și îndurarea Lui cea mare. Mărit să fie Domnul! Aveți anumite dorințe ca să facă Domnul anumite lucrări? Păi să ne rugăm! Scrie aici în fapte,
Probabil v-ați gândit sau ați citit mai mult în vremea aceasta despre acele evenimente. Citesc Fapte, capitolul 4. Au fost arestați, apoi s-a dat drumul și spune versetul 24, au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David. Pentru ce se întrătă neamurile și cujete noroducuri de șarte împărații, așa știți ce s-a întâmplat, versetul 29, și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala, întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semn prin numele robului Tău și lui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci ce am putea noi face ca să se declanșeze aceste lucrări prin Duhul Sfânt? Să ne rugăm, amin? Să nu asistăm pasivi. Am spus despre lucrarea despre care am citit din Zaharia, că urma să se facă prin Duhul Domnului, din Daniel 9, că n-a așteptat profetul să spună: Doamne, eu stau cu calendarul în mână și cu ceasul. Te rog, vreau să văd cum operez. Nu, aceste lucrări ale Domnului trebuie să așteptate în timp ce ne rugăm. Nu știu la ce ajuta asta, să-L motivăm noi pe Domnul sau să ne pregătească El pe noi în efectuarea acelor lucrări. Poate este o varietate de răspunsuri în funcție de acele lucrări. Să nu fim pasivi, că știți ce s-a întâmplat când s-a dus împăratul lui Israel Ioas să-l viziteze pe bătrânul proroc bolnav Elisei. A tras cât a tras. Măi, trebuia să tragi mai mult, se producea mai mult ceva. Să pună Domnul această râvnă sfântă în noi, ca să vedem lucrările lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Vrem să le vedem? Avem credință că se vor petrece în mijlocul nostru? Dumnezeu să fie slăvit și să-și proslăvească numele prin toate lucrările sale, mărire Domnului. Hai să recapitulăm ce am spus până aici, să nu spunem prea multe, că nu putem pune mai multe în geant. Avem limitele noastre. Eu l-a spune și dumneavoastră l-a a primi. Am spus și vreau să rețineți, am văzut și fanfariștii că sunt atenți. Știi, noi la cântarea voastră să fim atenți, că voi aveți volum. Nu putem dormi. Dar voi la predica noastră, dacă de cum nu sunteți atenți, puteți scăpa, dar astăzi ați fost atenți. Spuneam că de lucrări care pot fi făcute numai prin Duhul lui Dumnezeu. Mai întâi am amintit de cunoașterea mântuirii. E ceva ce lumea nu-și dă seama. Cum a vrut Dumnezeu să mântuiască lumea? Prin jertfirea Domnului Iisus Hristos. Prin credință. Totul e ascuns și dintr-o dată se va despica cerul, va apare Domnul Iisus. Păi gata, totul va fi clar, dar e prea târziu. Vii acum să dai examen pentru să anunța rezultatele. S-a dus. Ai pierdut. Ce har pe noi că Duhul Dumnezeu ne-a făcut de cunoscut această lucrare tainică a lui Dumnezeu, pe care nici deștepții lumii n-au pipăit-o. În al doilea rând spuneam că Duhul lui Dumnezeu a făcut și are puterea să facă până la sfârșit descoperiri, profeții, lucruri mari, lucruri mici, pentru mulți, pentru puțini, toate le știe Duhul lui Dumnezeu, așa-i? Cum scrie în Evanghelie, la un moment dat, cred că în Marcu 12, și Domnul Iisus care le cunoștea prin Duhul gândurile lor, cum spune Amos, că Domnul spune omului până și gândurile lui. Ce gândești, ce faci, ce vei face? Psalmul 39, Doamne, nici n-apuc să mă așez, Tu știi ce urmează să fac, ce urmează să spun. Că toate sunt cunoscute lui Dumnezeu, dar asta capacitatea o are numai Duhul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Spuneam, pare mi se în al treilea rând, de vestirea Evangheliei prin Duhul. Asta înseamnă să se transmită un adevăr necesar, un adevăr care să atingă inimile, să fie explicat în așa fel încât să lucreze Duhul Domnului și la amvon și la mintea oamenilor. Fie să fie Duhul Domnului peste toată adunarea și să priceapă și copiii și Duhul Dumnezeu să dea har mai departe, mărit să fie Domnul. Următoarea lucrare care o aminteam că e posibilă numai prin Duhul, am spus că este trăirea, rodirea. Cum spune în Romani 8:13, dacă prin Duhul veți face să moară
faptele trupului. Cine poate să ne schimbe nouă viață? Aici nu e vorba de dresaj. Și stă cu minte că după nu știu câte exerciții a învățat să execute o comandă. Da, dar are aceeași natură. Dar Dumnezeu ne schimbă și nu mai trăim prin fire. Omul vechi s-a dus și avem de-a face cu un om nou, mărit să fie Domnul. Apoi mai spuneam de lucrările care se fac prin Duhul. În tot ce se întâmplă în lumea asta. Dumnezeu lucrează în casa ta, în casa împăraților, cum spune în probleme, că inima împăratului, mă rog, de apă în mâna Domnului care îndreaptă încotro, vrea. Să ne rugăm zilele astea, urmează ceva lege, să fie aprobată sau neaprobată, într-un fel sau altul, Dumnezeu încă să se îndure de noi în țara asta. Să rânduiască Dumnezeu oameni, să lucreze Domnul și la București și la administrații locale. Uitați-vă în ultima vreme ce a fost. Totuși în România avem oameni înțelegători în conducere până în altă. Mă refer chiar la nivel local, regional, față de alte țări. Dumnezeu să se îndure, scris 1 Timotei, capitolul 2, să ne rugăm și Duhul Dumnezeu să lucreze și la mintea lor. Poate să le schimbe gânduri și dacă nu se pocăiește, cel puțin scrie acolo, să zicem noi o viață pașnică. Mărit să fie Domnul. Și ultima lucrare care încă nu s-a făcut și de care vrem să avem parte cu toți și va fi tot numai prin Duhul. Spun asta în încheiere, citindu-vă din Romani, din capitolul 8, de la versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Știți episodul acela interesant din Ezechiel 37 din Valea Oaselor? Oase! Și ce a zis? Vino Duhule, intră în acțiune, s-au apropiat, m-au prins, contur, vene, totul. Măi, și numai că au înviat așa să fie ca niște oameni în convalescență, să se ține pe picioare, să ținem la pat câteva săptămâni, încă ceva concediu medical și apoi să vedem dacă sunt bun de lucru. Nu, dintr-o dată a înviat, s-a făcut o armată. Dar la înviere va fi și mai și, că vom fi direct în trupuri de slavă, mărit să fie Domnul. Le spuneam sâmbătă la adunarea copiilor, băi copii, vă spun și vouă, devine Domnul până voi sunteți tot așa fetițe mici, dintr-o dată o să fiți mari, case de aici. Dar mai frumoși toți. Nu știu cum o să arate lumea aia nouă, nu știu. O să semănăm cu românii, mai cu slovacii, nu știu cu cine o să semănăm. Cum o să fie? Dar o să fie ceva minunat. Duhul Dumnezeu pe bătrânii va întineri, pe copiii va face tineri dintr-o dată și pe cei morți, ai noștri, cei dragi și toți martirii și toți sfinții vor învia. Ce putere are Duhul lui Dumnezeu! Pe ce vom fi nu s-a arătat încă, dar zice în Filipeni 3:21, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Doamne, fă-ți lucrările prin Duhul în viața noastră. Să ajungem la această ultimă operație dorită, să accedem în slava binecuvântată și vom lăuda pe Dumnezeu pentru vecii vecilor. Dragii mei, să nu ratăm aceste lucrări prin Duhul, să ne lăsăm, să ne dăm pe mâna Duhului Dumnezeu, spune, Doamne, fiolarul nostru binecuvântat, lasă Duhul Tău să facă toate aceste lucrări, toate aceste prelucrări, că vrem să fim ai Tăi pentru vecii vecilor. Să fie binecuvântat Domnul, cum a spus la început, pentru că a trimis Duhul Său. Să fie binecuvântat Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, pentru că prin lucrarea Sa a făcut posibil această venire a Duhului Dumnezeu în lumea noastră și fie ca Duhul Sfânt să-și poată finaliza lucrarea, cum scrie Apocalipsa 22, Duhul și Mireasa zic vino că Duhul așteaptă și El să termine treaba și să înceapă Sfântă împărăția Domnului. Măriți să fie Domnul! Să mă iertați, dar de regulă toate predicile mele se termină în rai. Dar de fapt acolo ne-am pornit, nu? Acolo vrem să ajungem. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.